Bun găsit tuturor membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și un salut cordial pentru conducerea acestei uniuni de la Buzău. În calitate de coordonator al filialei Pamphil Cheicaru Buzău, vreau să vă relatez două evenimente care l-au avut ca erou principal pe domnul Doru Dinu Glăvan. Primul s-a întâmplat în sediul Uniunii din București, când mi-a fost înmânată legitimația de membru al Uniunii. Aici am fost primit de domnul Doru Dinu Glăvan, și care mi-a adresat cuvinte de îmbărbătare, cuvinte pornite din inimă, cuvinte calde, cuvinte care îmi sugerau că trebuie să acționez în continuare pentru ca munca ziariștilor să fie respectată și apreciată, iar în Buzău să se înființeze o filială a Uniunii Ziariștilor. Un al doilea moment s-a petrecut în urmă cu un an și jumătate în Buzău, când domnia sa a venit pentru a acorda un premiu din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști la concursul național Vasile Voiculescu. Atunci ne-a rugat să venim cât mai mulți membri din filială și ne-am întâlnit la statuia lui Vasile Voiculescu. După acest moment am mers în Parcul Crâng, la stejarul pe care primăria l-a desemnat pentru a fi în amintirea patronul nostru spiritual, Pamphil Cheicaru, unde am depus flori și am aprins câte o lumânare. Având în vedere faptul că se împlinesc 6 luni de când domnia sa a trecut în eternitate, filiala Buzău va susține o slujbă de pomenire pe data de 7 mai în Catedrala Sfântul Sava din Buzău.